Doamnă și domnule, bine v-am regăsit! Și duminică și tihnit! Și o să vorbesc despre subiectul meu preferat, deci o să mă bâlbâi. Subiectul meu preferat e un om. Un om care a creat o stare. Îl cheamă Coșcaroi. Cred că am aici odată am vândut tot ce am avut doar ca să fac o casă după stilul lui Coșcaroi, nu mi-am permis să copiez, nu sunt prim-ministru sau mai știu eu cine, și atunci am zis, vreau să iau tihna aia, să o redesenez eu, o să vezi. Coșcaroi, din păcate, foarte, foarte puțin cunoscut la noi. Și vorbesc la noi în comunitatea celor care vorbesc limba română maternă. Coșcaroi a fost un arhitect și este un arhitect al tihnei, un maestru al tihnei. Nu știu cum s-ar putea traduce tihna în alte limbi. Știu că există în Olanda un termen, Nixon, o, o și a apărut o carte, Arta de a nu face nimic, dar e mai mult tihna, e mai mult decât a nu face nimic. A nu face nimic contemplând jurul din jurul tău. De e special Coșcaroi. Coșcaroi e un fel de ce a fost Ioan Slavici în literatura ardealului, e în arhitectură. Știi, Ioan Slavici, o să o chestie senzațională, dacă, dacă zicea atâta și rămânea într-o istorie onestă a Transilvaniei. Slavici zicea așa, dacă un român întâlnește în calea bună ziua să-i zici, dacă e un ungur, îi vei spune Ionopot și dacă un sas, un neamț întâlnește în calatea, îi vei spune Guten Tag. Adică o normalitate expusă atât de simplă, o ecuație atât de simplă încât te gândești, dar ce mare lucru e asta? Numai că e un mare lucru să înțelegem și de ce și ce e normalitate. Coșcaroi a fost la fel. Știi, una dintre cele mai vechi biserici de lemn românești din Apuseni a fost salvată de Coșcaroi a fost dusă chiar la București, în muzeul satului, o poți vedea și astăzi, pentru că și-a dat seama că ă, arta asta, arhitectura, ca orice altă artă, e universală, nu poți să spui asta e artă românească și o iubesc mai mult decât arta ungurească sau arta congoleză sau arta americană sau etc. Arta e artă. Arta o iubești așa cum, cum, iubești un copil pe care îl vezi pe stradă, adică îți place, nu neapărat îl iubești, Da, îți place și zici, bă, îi e universal. Toți copiii sunt la fel. Merită la fel de mult iubiți. Așa e și cu arta. Ce are special coșcaroi? Mai mult decât liniștea. Mai mult decât a nu face nimic. Omul ăsta a creat, e singura broșură pe care am găsit-o despre coșcaroi. E cumva în românește pus caroi coș, în maghiare e coșcaroi, se pune înainte numele scoasă de moștenirea culturală transilvaneană, o revistuță anul 2, numărul 2 din 2012 și o țin ca pe o carte sfântă. Și am mai găsit o carte, o să arăt imediat, unde vezi într-adevăr ce e aia Arta Lucoșcarului. Am găsit o carte în engleză. Uite, asta e. Și trebuie să vezi, în cele mai tihnite case, locuințe, mai bine zis, din Transilvania. Atunci când vezi o casă a lui Coșcaru, a fost și un maestru fotograf, a fotografiat tot ce a fost, tot ce ține, dacă vrei, de spiritul pământului, de spiritul omului. S-a inspirat din ce a avut mai de preț Transilvania. Apoi că a fost românesc că a fost unguresc, că a fost săsesc, Coșcară eu știu să, să găsească în fiecare element al culturilor ăstora o legătură. El și zicea la un moment dat, dom'le, noi trebuie să cunoaștem viața, arhitectura vecinilor noștri, oamenilor de lângă noi, pentru că nu e normal să crezi că ești unic, nu e normal să crezi că ești, ești e, 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 buricul universului. Când vorbesc despre coșcaroi, mă gândesc întotdeauna la la ce poate să facă omul ăsta, coșcaroi, pentru fiecare dintre noi. Și o să zic ce șmecherie asta cu fiecare dintre noi, ce să facă pentru mine acum omul ăsta. Ok, e un mare artist, e un mare arhitect, un mare vizionar, gânditor, dar ce să facă pentru mine? Îți arăt. Coșcaroi, fascinant. Atunci când am hotărât că vând tot ca să aduc și lângă mine liniștea lui Coșcaroi, am început să mă documentez și am desenat, eu nu spun la desen, până mi-a ieșit ochii din cap. uite te aici. Astea sunt toate cele, vezi să nu intri în contrajur, toate cele pe care am încercat, ăsta e un desen din Colotoseg, țara Călatei, în vechime, din câte am înțeles eu, Feleacu, Făcea parte din calea, Fera, din calea zi, țara, Călate. țara Călatei. Nu se vede că e acum au un pic și nins, dar acolo este și biserica din Feleacu, cea veche, 1500 și restaurată la Ordinul Ferdinand, dar în 1922, de Coșcaroi. Așa că legătura era și păcat dacă stau în Feleacu să nu-mi fac o casă care să semene cu ce gândea Coșcaroi. Și aici, bine, am găsit puține, vi le arăt, că, că sunt încă vreo 300 de pagini. Am încercat să fac, să desenez eu șeminele și toate chestiile alea și la bucătărie. Unele mi-au ieșit, altele nu mi-au ieșit. Ideea știi care e? Atunci când vezi un astfel de om, încep să înțelegi jurul din jurul tău. Da? Aici mă pregăteam, bine, cu costuri, cât mă costă, oare mi-ajung, oare nu mi-ajung banii. Să ai nici, că nu mi-ajuns, toți. Așa? Și am încercat să le... să văd ce-au făcut coșcarul, da? Scânduri vechi, bârnă veche, tot, 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 pentru că omul ăsta are încă darul să inspire. Acum, eu nu înțeleg foarte multe atunci când vrei să-ți faci o casă. De ce nu, de ce nu vrei să-ți faci o casă în care să te simți liniștit? Coșcaroi, s-a făcut. Îți arăt acum fotografii din desenele lui. Un conac senzațional. Unele duse la capăt, altele neduse la capăt. Și asta nu din cauza lui, ci din vari motive. În 908, îți arăt mai multe lucruri. Da. Pot că e de la... așa. Omul ăsta îți arată cum să trăiești, da? Omul ăsta îți arată pur și simplu cum să trește Aici sunt desenele bucătăriei. Visam să-mi fac bucătăria toată din piatră și ușile astea trebuiau să fie din tablă ruginită. Dați trebuie să mă convine asta și o zic, bă băiete, tu crezi că eu stau într-o bucătărie de piatră? ia o mândră din Neandertal, ce stai acolo? ideea este că omul te face să visezi. Are un simbol, acel cioban care stă lângă o biserică. Și simbolul ăla, desenat de el, l-am găsit chiar de ziua mea, acum câțiva ani, făcut de cineva și vândut în târgu de vechituri. Cred că e cea mai faină chestie pe care mi-am făcut-o de ziua mea. Sau am căpătat-o prin grație ne vine de ziua mea. Asta e. O pun aici să vadă mai bine, chiar dacă e în contrujur. Este un, e făcută din un vitraliu, din plumb și sticlă aveți? Sigur că nu-i la fel cum desena coșcarului. Dacă îi găsesc și niște bârne, cumva să-l scapă ăsta, că așa o să mă supăr pe mine, nu mai vorbesc cu mine cinci ani de zile. Trei ani, nu trei ani, 2 ani, că eu vorbăreți. Așa? Bun. O să găsesc bârnele și o să pun bârnele alea și o să le și o să fac eu ceva din ele. Știi, când vorbești de oameni de genul ăsta, îți dai seama că n-ai cum să scrie istoria Ardealului fără ei. Sunt convins că există în Moldova astfel de oameni. Sunt convins că există în Banat. Sunt convins că există pe undeva prin arhive uh, despre cei care, câte ceva despre cei care au făcut culele, au proiectat culele din Oltenia tot cel mai bogat român care o trăit vreodată, Jean Mihail. Astăzi, în Muzeul de Artă al Olteniei, o clădire senzațională. Numai că, cumva, trebuie să le scoatem totuși astea la suprafață. Vezi că de Mina Minovici, de exemplu, sau mai știu eu de cine din București, aflăm întâmplător într-o emisiune de duminică pe la televizor, mă rog, aflăm, aflam, că acum nu mai aflăm chestii de astea, și noi nu cunoaștem istoria decât prin prisma la care a niște capete sau s-au bătut cu turcii sau cu unguri, sau cu polonezii, sau cu rușii, sau cu mai știu cine, sau cu tătarii. Noi nu cunoaștem istoria din prisma oamenilor. Când prinzi o astfel de carte, când găsești astfel de fotografii, uite, de exemplu, sunt case desenate de coșcaroi care există astăzi în Cluj. Adică, bine, eu am văzut-o aia, mi-a fost un pic așa jenă să, să bat la poartă. Știți, aș vrea să văd casa, că nu. Nu, nu mă cunoaște omul și o dau buzna peste el. O vezi în desen, o vezi în, în realitate și îți dai seama că mă chiar s-a făcut câte ceva. Adică un concept, ce-i blaga pentru poezia Română, cu tot ce înseamnă simbolistica extraordinară, între goluri și plinuri, de al vale, tot ce vrei tu, e coșcaroi pentru, pentru, nu arhitectură, că sună așa, mai elitist, pentru viața de zi cu zi. Adică, omul ți-a arătat, băiete, poți fi liniștit. Da? ți-a arătat că există, fără mari bateri, posibilități să alegi. Poți să-ți faci o casă, poți să-ți faci o acasă. El și-a făcut la Stana cetatea Ciorii. E prea puțin spus Conac. Cred că n-ar fi de acord să-i spui Castel. E un fel de... Știi când stai în ciubăr și ninge peste tine și apa e caldă și stai așa cum par de vin fiert? Ceva în genul ăla, din genul ăla poate să fie stana. Adică o oază de liniște, începând de la vegetația de acolo, până la materiale folosite, până la uh, bârnele la vechi, până la uh, acoperișul ăla din uh, șindrilă, din șiță, până la piatră. Știi, omul ăsta a făcut, noi mergem, da, suntem Ardeleni. Uh, e, e mai aproape să merg la Budapesta, la Viena, că au e autostrăz, decât să ajungi la București. Asta e. Asta e realitatea, nu trebuie să mă înjurați, nu trebuie să mă aplaudați. Uite, dacă mergi la, la uh, Budapesta, la Grinează uh, zoologică, pe lângă faptul că poți plăti în lei, eu am plătit acum vreo 10 ani în lei și nu a zis nimeni nimic, uh, vezi că toate clădirile de acolo, cele mai frumoase clădiri, sunt făcute de coșcarui, proiectate de coșcarui. Vezi o mulțime de, de uh, clădiri în Budapesta și în alte orașe, din Ardeal, din, din Ungaria, făcute de coșcaroi. Și atunci mă întreb, bă, avem identități locale? Avem. Identități regionale? Avem. Că ne place, că nu ne place unui ardelean, altui moldovean, altui uh, oltean, toți suntem până la urmă, facem parte din aceeași cultură națională, inclusiv cultura secuiască. Face parte cât or vrea unii să, să studie, din, tot din cultura României de astăzi. Da? deși eu aș spune face parte din cultura universală, dacă mă gândesc la ce valori au oamenii de acolo. Și atunci eu mă gândesc așa, mă, dacă eu s-ar delea, de ce nu-mi fac case după, după spiritul locului? Dacă tu ești, să zicem, din, din București, de ce nu-ți faci o casă în stilul ăla brâncovenesc, extraordinar de fain? Adică, în momentul când, dacă aș pune eu în, în Feleac o casă în stil brâncovenesc, ar fi un pic atipic. Dar când îți faci tu în Sud, o casă în stilul ăla brâncovenesc, foarte, foarte uh, imperial, i-aș spune. Dacă România uh, a fost vreodată imperiu, cum ziceau uh, Roller și alții, uh, știi când a fost imperiu? Când uh, și-a descoperit uh, imperialismul ăsta uh, uh, sufletesc. Adică pot să mă duc peste granițe și să arăt celorlalți... Uh, o cultură locală sau națională și ceilalți să se bucure de ea. Eu asta înțeleg. Prin imperialismul ăsta, pune ghilimelele uh, uh, spiritual. Da? Ai uh, uh, arhitectura din Oltenia, foarte faină. Arhitectura bărățană și aia asta foarte faină, pentru că e așa mai domnoasă, mai de Viena. Uh, cea din Moldova, cea din Bucovina. Adică, e păcat să nu, să nu, uh, cum să zic eu, să recreezi, să renaști identități locale și regionale. Pentru că identitatea noastră de, de, România de astăzi, cu toți cei care locuiesc în ea, că sunt români, că sunt unguri, că sunt romi, că sunt etc., sau turci, sau tătari, sau ce fi, nu sunt blocurile alea cenușii pe care le lăsă lăsat Ceaușescu. Identitatea noastră înseamnă, bă, casa noastră, curtea noastră, cum vrei să arate? Nu te-ai simțit bine într-o casă brâncovenească? Nu te-ai simțit bine într-o casă de coșcarui? Nu te-ai simțit bine într-o casă de abucovineană de acu, cu cerdac încărcată cu flori. Poate cel mai fain colț de sat din țara asta l-am văzut în spate, cred că la Agapia. Te duci, ei zic, casa lui Calistrat Hogaș, nu era casa lui Calistrat Hogaș, e casa mamei lui Calistrat Hogaș, unde mai mereu Hogaș se odihnească să mai mânce o plăcinte cu brânză. Păi, pe drumul ăla, pavat cu piatră, de în de spatele mănăstirii până la casa mamei lui Calistrat Hogaș, o, era așa ceva n-am văzut în toată lumea și credem că am umblat în țări firapăr, da? Adică o explozie de flori, o explozie de case de la minunat făcute, cu cerda, cu totul, totul, tot, Nu-ți mai venea să pleci de acolo. Asta trebuie să avem în țara asta. Nu cocălărismele alea cu hai cu, să mă joc de la termopanul și cu inoxul, că am văzut la nu știu care vecin că și-o pus gard de inox și o pun gard de inox și mai scump decât a lui și scriu eventual, atenție, mai scump decât gazul, decât gardul vecinului. Asta ar trebui să facem noi. Zic urât? N-am zis urât, am zis frumos. Dar dacă o casă nu se amână cu tine, nu are sens să o faci, tată. Dacă o casă nu, nu vine după tine ca un, ca un cățeluș de la care dai ca o mâță de aia pe care, pe care musai să o mângâi. N-are sens să o faci. Dacă tu nu ești cățelușul proprietarii case, n-are sens să, mai bine mută nu știu, undeva, într-un... Și Bordei are povestea lui, poezia lui. Faptul că ai un ternaț, pridvor, prispă, cum vrei să-i zici, îți dă arome. Înțelegi? Vezi câteodată prin, prin, tot felul de sate și zici, oprește să fac o poză la casa aia. Și eu nu înțeleg dacă ți-o plăcut casa aia. De ce nu-ți faci și tu la fel? Când în Austria, când mergem sau în Italia sau în Franța, asta ne place. Bă, uite ce frumos păstrează ăștia arhitectura zonei. Noi nu facem chestia asta. Coșcarul a încercat să ne spună. Mulți ani. 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani. N-am înțeles. Dacă acum înțelegem, uite, avem o șansă senzațională. Pune mâna pe cărți, ca să știm ce să cerem, în ora care fac cărți, în ora care fac case. E o poezie. Omul ăsta ar trebui să aibă bulevarde în fiecare oraș al Transilvaniei. Probabil este omul care a înțeles cel mai bine și mai bine definiția Transilvaniei. Pe care încă o caută puu, armate de politicieni, armate de. Analiști, armate de scriitori. Uite, secretul e la Coșcaroi. Când l-ai înțeles pe Coșcaroi, când l-ai înțeles pe Slavici, ai înțeles Transilvania. După ce ai înțeles-o, îți zic că așa de tare o iubești. Că Transilvania ești tu. Să aveți sănătate.